Pun o întrebare după care iar vreau să ne întoarcem un picuț la muzică. Care credeți că a fost chestia care a scos în față Dacă ne-am ucide unul pe altul? Practic este vedeta poeziilor alese. Da. A avut un impact fabulos. Există mai multe explicații, sunt două direcții, două variante. În primul rând, Sonic i-a îmbrățișat pe oameni, dar ce-ai încă o dată acolo, Ana Blandiana, mie să nu emit, cum să zic eu, mult sub poezie când vorbesc despre ea, dar dacă luăm anima și animus, cele două emoții, nuanțe care se luptă continuu și pe care le vezi răzvrătite până și într-un singur om de multe ori și le vezi răzvrătite în sens, nu știu, ideologic sau bisericesc, între două variante care se separă întotdeauna, și să reușești într-o poezie să le împaci și să se lase ucisă una pe cealaltă într-o oarecare mântuire a fiecăreia care se ducă la un întreg. Este absolutul. Și sunt oameni care nu stau să citească filozofie, însă își dau seama, așa cum e dacă să citești Biblia, chiar dacă nu înțelegi nimic, o să-ți facă mult mai bine. Și nu doar dacă citești horoscopul, mai bine în general. You don't have to get it. Și oamenii sunt smart, adică doar pentru că intelectul, nu știu, îți este superior, nu te protejează de... Și știm foarte bine, noi doi, că de neplăcere în viață. Ba mai mult, te aruncă în brațele dispărării de cele mai multe ori. So, dacă vrei, este o variantă, dar oamenii au înțeles asta. Și e o piesă pe care o pot asculta și cei singuri, și cei care sunt împreună, cei care sunt certați, cei care sunt fericiți. Și asta pentru că Ana Blandiana și-a luat timpul și a făcut această bijuterie de poezie, printre altele. Și acum v-ați prins de ce îmi place mie atât de mult să stau de vorbă cu Roca. Avem momente rare, dar de câteva ori pe an, convorbirile sar de peste 3 ore telefonice, mă refer.